Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Dar între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru. Și oricine va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie robul tuturor, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El însuși să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetele 43 și până la 45. Aici, Dumnezeu Părinte și iubiți frați, așa cum am vorbit și frații și cum am spus despre această Evanghelie din ziua de astăzi, eu aș vrea să vă spun că mă cutremur în fața Cuvântului Lui Dumnezeu. Aici, în Evanghelia de astăzi, Domnul Iisus a spus ucenicilor cea mai revoluționară idee în istorie. Pentru că Domnul Iisus, prin ideea asta, a demolat un sistem. Un sistem de valori pe care lumea de atunci și lumea de astăzi tinde să-l mai ține de el, dar el este putred și l-a demolat din temelii. Și în același timp, Domnul nostru Iisus a clădit un alt sistem, o altă era lumii, o altă idee de conceput. Ce n-am înțeles și n-a înțeles omenirea de atunci și până astăzi, și ce n-au înțeles Sfinții Apostoli, înțelegem noi astăzi, oare? Mi-a plăcut ideea Părintelui mai dinainte, care a spus despre rațiunea suferinței. De unde a început această rațiune a suferinței și ce explicație are ea în omenirea de astăzi și ce explicație îi dă teologia, cunoașterea de Dumnezeu și ce explicație dă față de rațiunea suferinței toate conceptele despre filozofia vieții. Călătoream cu fratele Traian odată și îmi spunea și l-am întrebat, de ce a trebuit să suferiți atât? Care e scopul suferinței în viața dumneavoastră și în viața noastră și a tuturor? Și Dumnezeu mi-a spus, mă întreb cum a întrebat odinoare Moise pe Dumnezeu. Când Moise terminase toate facultățile cele înalte din Egipt și era fiul fiicei lui Faraon, moștenitorul sigur al lui împărat, al lui Faraon Ramses de pe vremea aceea, a vrut să facă dreptate. A vrut să scoată poporul de sub suferința aia groaznică în care era și a trebuit să fugă în pustie după ce a murit un egiptean. Și în drumul lui spre pustie a întrebat, Doamne, dar eu plec și fug. Dar cât va mai trebui să rab de poporul ăsta și să sufere? Cât mai trebuie să sufere? Și spunea că Dumnezeu a răspuns și a spus, atât trebuie să sufere poporul până când păcatul lui trebuie să fie acoperit de suferința lui. Ați văzut? Ce este și ce tainică explicație este suferința și răspuns al marilor, întrebări al omenirii este că suferința a plecat de la păcat. De la sângele lui Abel. Când neprihănitul Abel și-a vărsat sângele pe pământ și până la venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară, nu este decât pe pământ dezastru și suferință și moarte. Spun istoriile că de atunci și până în ziua de astăzi nu încetează să se verse sânge uman pe fața pământului care suferă. Fie că e pedepsit pe drept, fie că e pedepsit pe nedrept, se varsă sânge și astăzi. Cafarea. Și acum ne întrebăm noi, care e rațiunea suferinței? Zice Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 11, o adâncul bogăției și științei lui Dumnezeu.
Sunt lucruri care nu se pot pătrunde. Și Sfântul Pavel ajunge la un moment dat și întreabă, Doamne, de 14 zile oamenii ăștia n-au mâncat. Și corabia asta se scufundă în valuri și vântul ăsta și noaptea asta, care venise pe mare în călătoria lor spre Roma, nu se mai sfârșește. Era ca un iad pentru ei. Și Sfântul Pavel a întrebat, Doamne, de ce trebuie să suferim și de ce trebuie să plătim toate astea? Pentru că eu am cerut să fiu judecat de Marele Împărat pentru tine și pentru cuvântul tău. Și acum cei 276 de oameni își vor pierde viața acum în valuri. O, adâncul înțelepciune. Un înger vine din fața Domnului noaptea aceea și spune, Pavel, stai liniștit și spune oamenilor că nici unul nu va feri. Acum să înțelegem esența suferinței. Numai în suferință, cum spunea frații mai înainte, numai prin suferință putem înțelege taina vieții. De aceea Domnul nostru Iisus Hristos este răstignit pe altar, pe cruce și răstignirea Lui rămâne pentru veșnicie acolo pe cruce. Pentru că din starea de suferință poți înțelege ce înseamnă suferință. Ne spune fratele de aia. Numai când am fost bătut, până când nu mai simțeam tot corpul. Când loviturile lor erau așa de puternici încât corpul meu s-a amețit și s-a mărțit. Și numai când m-au pus să-mi spăl poderele cu sân, cu cârpa să-mi spăl eu în sângele meu, am putut să înțeleg pe cel ce suferă. Și pe drept, și pe nedrept. Și acum Sfântul Pavel nu înțelegea de ce 14 zile nu se deosebea întunericul de zi pe mare, rătăciți, pierduți, nici un liman, nici o șansă de viață. Ce-au făcut oamenii ăștia în suferință? În suferință s-au apropiat de Dumnezeu. Fiecare au strigat către Dumnezeul lui. Și Dumnezeu le-a dat un răspuns. Ascultați de Dumnezeul lui Pavel. Credeți ce vă spune El. Și apoi Sfântul Pavel le spune, fiți liniștiți, nici unul nu veți pieri în afară decât corabia și tot ce este în ea. Viața fiecare dintre voi, în suferința asta mare și puternică, este sub controlul lui Dumnezeu. Și de ce oare toate astea? De ce îngăduie Dumnezeu atâta suferință? Ar trebui să discutăm despre asta foarte mult. Pentru că suferința școală sfântă. Mulți se blastă sub soare. Spunea fratele Traian, ea este aceea care ne apropie de Dumnezeu. De ce a lăsat-o Dumnezeu? De ce a zis Iov, când era aruncat acolo pe Maidanul suferinței și nevasta lui a spus, blestemă pe Dumnezeu și mori odată. M-am săturat să te văd cum suferi. Atunci el a spus, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Ce interesant. Ochiul omului îl vede pe Dumnezeu în suferință cu totul altfel. E greu să vorbim noi despre asta, când noi n-am suferit nici măcar o palmă. Nu ți-ai s-a dat nimeni nici măcar nimic, nici un pumn pentru Hristos, nimic. Asta n-am... Noi nu putem percepe asta, frații noștri. Oricât și oricâte lacrimi am vrea să scoatem și să vă spunem cât au suferit frații noștri și cât au suferit Sfinții. A vorbit Părintele despre Sfinții care au trecut înaintea noastră, nu de mult. N-au trecut decât 20, 30 de ani, 40 de ani de când noi am ieșit și frații noștri, în 1964, de când au ieșit din temnițele comuniste, au rămas acolo milioane de lacrimi și mii de vieți sfințite prin suferință, care l-au cunoscut pe Hristos prin suferință. Noi nu suntem nici vrednici, nici, nu știu, Dumnezeu nu ne-a pregătit și nu ne-a găsit vrednici.
Mă cutremur când mă gândesc în istoria lui Dumnezeu, cum știe El să facă echilibru. Ia o generație dintre oamenii, după 400 de ani, 10 generații, tot la 40 de ani se consideră o generație, 10 generații suferă sub stăpânirea lui Faraon și la un moment dat se gândește să ia o generație, să-i ducă, să-i sfințească și să fie poporul lui. Ce plan frumos a avut Dumnezeu cu ei. A reușit? Nu. N-a reușit nimic. Întoarce-i înapoi. Exact la marginea țării au ajuns și îi spune lui Moise, întoarce-i înapoi, du-i înapoi în pustie. Încă 40 de ani, pentru fiecare zi de iscoadă, o zi, un an, pentru fiecare zi încă un an de suferință. Și generația asta trebuie să moară acolo în pustie. Extraordinar. Apropiai de slava lui Dumnezeu, de sfințenia Lui. Și poporul nu era pregătit, ci nu era sfințit. Și păcatele Lui n-au fost acoperite de suferințele Lui. De aceea a trebuit să se întoarcă înapoi. De-abia altă generație care a ieșit din ei, au reușit să cunoască. Și acum revin la ceea ce spunea Sfântul Pavel, voi să fiți liniștiți, că nu veți pieri. Și suferința asta, și Dumnezeu s-a închis atâtea zile și nu le-a răspuns, și au trebuit să moară, să pierdă corabia, și ei să rămână în viață, și Dumnezeu ce a căutat prin asta, ce a făcut, a dat Sfântului Pavel cei 276 de oameni cu care s-a dus la Roma. Citiți apoi în Faptele Apostolilor că năpârca se lega de mâna lui și n-a murit. Și apoi toți au zis să stai, este un zeu. Au început cei din insula aceea să se închine lui. Iată că Dumnezeu lucrează într-o suferință și îi șlefuiește, le călește sufletul, le deschide ochii și apoi se înduși la Roma și soldații, adică capitanul care răspundea de el, spune celui mai mare că el zice, aici este ceva deosebit. Noi suntem transformați total. Și atunci l-a lăsat să stea sub supraveghere 2 ani la Roma cu chirie de unde se vestească cuvântul lui Dumnezeu. Apoi a fost arestat de împăratul Nero și apoi ucis. De ce toate astea? De ce Dumnezeu a îngăduit suferința? Cu scopul de a ne șlefui, de a ne curăța. Păi acum avem în Evanghelia de astăzi aceste gânduri am văzut, cum spunea Părintele, mai dinainte mi-a plăcut așa de mult cuvântul lui, ca un bărbat tânăr și care spune problema serios, problema mântuirii și problema relației cu Dumnezeu și despre taina suferinței. Nu cânti, sora mea, când suferi. Nu cânti. Încerca să comentezi. Să știi că Dumnezeu te aruncă și ne aruncă pe fiecare dintre noi pe scara suferinței. Și ai două posibilități de pe scara asta, să primești în jos și să zici, Doamne, eu sunt cea mai nenorocită dintre toți. Privești în jos. Te vezi pe tine mai sus și pe ceilalți care suferă, dar nu cât tine, nu cât mine. Dar dacă privești în sus, vei vedea câte mii de oameni, câte milioane de oameni au suferit enorm de mult. Mi-a dat fratele o carte și citesc până noaptea târziu despre Sfinții Închisorilor. Am descoperit acolo extrem de multă suferință și în același timp extrem de multă apropiere spre Dumnezeu. Iată cu ce scop. O îngăduie. Și acum v-am spus ceva despre cea mai revoluționare idee despre care Domnul Iisus a spus-o. Să elimine suferința. A venit să scoate suferința și a fi spus, noi mergem acum la Ierusalim, eu o să sufer. Eu o să fiu dat în mâinile celor fără de lege, mâinile arhierelor, cărturarilor și să fiu omorât și bazocorit și chinuit. Nu e nimic pentru asta. Eu asta fac din dragoste pentru voi. Trebuie să plătesc un preț. Dar în voi, în încușul acesta spre Ierusalim, ei s-au îngrozit când Domnul Iisus le spunea. Dar au salvat o idee. Și au pus clic pe ea. Au zis, asta e grozav. El sufere, moare,
Se înviază. Și după ce înviază, acum noi să fim alături de ei, care de care mai bine văzuți. Ați văzut ce însemnează firea umană, ființa umană totdeauna tinde să ajungă sus. Așa e în ființa noastră umană. Ești la serviciu, ai un șef, ai vrea să fii în locul lui. Nu? Totdeauna tinzi să te ridici mai sus. Asta este ființa umană. A venit diavolul și a semănat în Eva această sfinte idee și a prins și a zis, voi când veți mânca din măr, veți fi ca Dumnezeu. Dar veți trăi independent de El, fără El, ca El, dar fără El. Adică pe El să-L excludeți din viața voastră și voi să fiți ca El. Grozavă este. Adică să-L pui jos pe Cel care este, la care trebuie să te supui, dar să fii ca El, dar fără de El, să te scapi de El. Asta e ideea grozavă care trece de-a lungul timpului. Și Domnul Iisus le spune, uitați-vă cum sunt rânduirile lumii, sunt în lume oameni împărați, miniștri, președinți de țară, stăpânitori. Ei stăpânesc prin forță și prin teroare. Dar la voi? La voi să nu fie așa. Se schimbă sistemul de valori. A luat lumea în seamă acest sistem pe care Domnul Iisus l-a implementat atunci și l-a desăvârșit la cena cea de taină când a luat ligheanul. A citit sora noastră prima, la început adunării poezia Șterganul. S-a inversat cumva sistemul ăsta de valori, a fost luat în seamă? Nu! Societatea și lumea trăiește încă în suferință pentru că nu schimbă sistemul de valori. Este o mărire falsă. Eu dau dispoziții și dacă nu-mi convine, pedepsesc. Și nu primesc niciun sfat, pentru că sunt șef. Și îmi place să-l văd pe cel care îmi este supus, că sufere, că eu sunt șef. Asta sistem de valori se schimbă, asta nu. Eu sunt ministru, eu dau directive și dau legi, că eu sunt șef. Și Domnul Iisus vine, dar tu vrei să fii mai mare? Da. Dar atunci tu trebuie să fii slujitorul tuturor. Nu, nu. Ați văzut? Asta nu schimbă lumea. Asta nu acceptă. Și Domnul Iisus le spune cu altă ocazie acum ucenicilor, voi, între voi, să nu fie așa. Și dezastru este că nu că în sistemul de valori al lumii ele merg așa cum au mers de-a lungul timpului și vor merge până la capăt, ci între creștini. Acum ne privește pe noi situația asta. Între creștini, sistemul ăsta de valori nu prinde și nu ia ființă și nu se dezvăluie și nu se dezvoltă. E greu să pui mâna pe ligheană și să-ți înțin ștergală și să te pleci la fratele tău. Îi aduce acuze. Foarte multe acuze aduci fratele tău și surorii tale. Că nu-i în credință, că nu-i așa, că e cu tare, dar nu te pleci să o slujești. Dar între voi a spus Domnul Iisus să nu fie așa. Și dacă cineva dorește să fie mai mare, acela să se dezbrace pe sine însuși. În altă parte, în Marcu, capitolul 8, spune să-și ia crucea și să murmeze în fiecare zi. Sistemul ăsta de valori este greu de implementat și greu de pus în practică. Și de aceea sfinții care au avut parte de suferință au fost puși deoparte. Spune exegezii biblici că cele două locuri nu sunt despre care vorbeau cei doi fii ale Zebedei. Nu sunt predestinate. Adică numite oarecui. Locuri sunt multe în Împărăția lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și cel mai mare, cel mai mic dintre voi va fi mai mare decât Ioan Botezătorul, spune în altă expresie. Ce însemnează că nu sunt predestinate cuiva, ci sunt ale fiecăruia dintre noi care slujește. Căci eu n-am venit în lumea asta să mi se slujească, a zis Domnul Iisus, ci am venit ca eu însumi să slujesc, schimbând sistemul de valori. Domnul Dumnezeu să ne ajute, fraților, să înțelegem astăzi că marea idee și marea idee care a provocat o revoluție în sistemul de valori al omenirii
a fost principiile acestea. Ceea ce voiți să vă facă oamenii vouă, aceste vointe. Vrei să-ți vorbească cineva frumos? Nu vorbește cu tine de mult timp. Nu că nu vorbește frumos, nu vorbește deloc. Ieși înaintea lui și pleacă-te la el. Și cere-ți iertare și vorbește-i tu frumos. Astăzi, mâine, poimâine. Și insistă la asta și roagă-te pentru asta și vei vedea. Și vom vedea cu toții care sunt adevăratele valori. Și în momentul când noi le-am înțeles și ne vom lăsa să pătrundă principiul lui Dumnezeu, al Domnului nostru Iisus Hristos, căci El a venit în lume să fie slujitor, să-i se slujească. Voi ziceți că sunt învățătorul vostru și bine ziceți, așa este. Dar eu m-am purtat între voi ca unul care slujește, frânți de oboseală, la cine acea de taină s-au așezat, nu puteai fi murdar. Urma un eveniment deosebit în istoria lor și împărtășia lor cu Dumnezeu. Nu se putea sta murdar pe picioare, prăfuite, poate nespălate de mult timp. În fiecare dintre ei știau că trebuia cineva să facă asta. Și-a încins, și-a luat ștercarul, a luat strigheanul și a început să spele picioarele ucenicilor. Vedeți voi ce v-am făcut eu? Eu v-am dat o pildă, zice Domnul Iisus. Dacă am înțeles ceva din adunarea de astăzi, din Evanghelia de astăzi, ar fi, frate și surori, fiecare dintre noi să ne facem rost de ștercare și de lichiare. Fiecare dintre noi să ne putem apropia de fratele nostru, de sora noastră și de cel ce suferă. Și în așa fel încât în timp și fiecare practicând astea vor dispare discrepanțele dintre noi. Este dezastru. Eu sunt profund mâhnit pentru discrepanțele între creștini. Fiecare cu legheanul lui, fiecare cu feșefia lui, fiecare cu pretenția lui și fiecare cu felul lui de a fi, dar niciunul, niciunul nu-i gata de slujire. Niciunul. Domnul să ne ajute să ne pregătim de slujire. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Domnului.